Tânărul de 31 de ani este de fel din localitatea călărășeană Roseti și se întorsese recent din străinătate. Teoretic ar fi trebuit să stea în izolare pentru a preveni o eventuală transmitere a noului virus. Nu a rezistat. După mai multe pahare cu alcool, tânărul a luat mașina și a gonit cu ea prin comună. La un moment dat, într-o curbă, la intrarea în comună dinspre Călăraș, tânărul a pierdut controlul volanului, a intrat cu mașina în gardul cimitirului și s-a rostogolit de câteva ori. Ca prin minune a scăpat fără leziuni grave. A coborât singur din mașină și a fugit acasă. I s-a dat capota peste casă? Nu, capota așa. Evenimentul rutier a fost anunțat la 112 de un vecin care a auzit zgomotul puternic produs de impactul dintre autoturism și gardul cimitirului. Șoferul a suferit răni superficiale, însă daunele produse de impact asupra autoturismului sunt impresionante. Mai multe piese ale mașinii s-au împrăștiat pe suprafață de cel puțin 50 de metri pătrați. Bărbatul a fost identificat de polițiști și totodată testat cu etilotestul. Rezultatul a fost de 0,49 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Cel în cauză a fost condus la Spitalul Județean de Urgență Călăraș pentru îngrijiri medicale și recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitatea cantității de alcool din sânge. Polițiștii călărășeni au deschis dosar penal pe numele bărbatului pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice și nerespectarea procedurilor pentru limitarea răspândirii coronavirusului.